Te salut cu drag, îți arăt cum facem acest lănțișor. S-ar părea la prima vedere că este un lănțișor obișnuit, dar îți voi arăta cum îl facem în direcție inversă, în așa mod va ieși mult mai ordonat, iar broderia mult mai fină. Voi folosi acest ornament de pe o planșă din Eliza Brătianu. Am și realizat carcasa pentru el. Am lucrat aici în puncturi de butuci, o diagonală mai mare și apoi diagonalele mici, ca să obținem acest efect și, propriu-zis, carcasa pe baza căreia vom lucra mai departe ca să umplem cu lănțișor golurile. Voi scoate acul în punctul inițial al lănțișorului. Vom face acest traseu. Și primul pas va fi pur și simplu un pas ca o liniuță simplă. Apoi, următorul îl scoatem la distanța la care vrem să fie lănțișorul. Și mai departe introducem acul în acest mic punctuleț care s-a creat ca să creăm următorul lănțișor. Pasul este invers, cu distanța pe care o selectăm să fie egală față de lănțișorul următor. În continuare, pașii sunt să introducem acul sub acest lănțișor, ca el să fie prins și mai departe în punctul inițial de unde am pornit și îl scoatem peste două fire. Iarăși introducem în lănțișorul precedent. Mai departe aici. Apoi rotim direcția pentru că trebuie să o schimbăm. Și facem același lucru. Și întotdeauna vom merge cu un pas în avans. Este important să menținem distanța egală, în cazul ăsta două fire. Continuăm mereu cu aceeași distanță, în cazul nostru distanța este de două fire pe pânză. Și de fiecare dată vom introduce lănțișorul în lănțișorul precedent. Iar acul trebuie să urmeze exact pasul precedent. Acest tip de lănțișor este mai ușor de realizat pentru că nu trebuie să intuim pasul următor, îl știm dinainte pentru că pânza nu este acoperită în momentul în care facem pasul. Și putem să ghidăm direcția mai ușor. Folosim acest gen de lănțișor mai ales atunci când avem de completat linii curbe, pentru că ne este mult mai ușor să urmărim pașii.
Acesta este rezultatul.